Incidența de cazuri de infectare cu COVID-19 crește de la o zi la alta. Momentan, la nivelul județului Hunedoara, situația este relativ bună. Incidența fiind de 2,18 la 1000 de locuitori, chiar dacă în două localități rurale, Peștișul Mic și Zam, este chiar mai mare de 6 la 1000. În acest context, au început mai multe acțiuni preventive, printre care și cele efectuate de polițiștii hunedoreni. Acestea au vizat cu precădere zonele aglomerate din centrele comerciale, dar și mijloacele de transport în comun. Acțiunile au avut caracter atât informativ cu privire la folosirea certificatului verde, cât și preventiv legat de obligativitatea purtării măștii de protecție și vor continua și în perioada următoare. În perioada următoare, polițiștii alături de celelalte forțe ale Ministerului Afacerilor Interne vor intensifica aceste activități de control, în special în zonele mai aglomerate, în zonele centrelor comerciale, dar și în mijloacele de transport în comun. Scopul acestor activități este unul, în primul rând, preventiv. Dorim să informăm opinia publică cu privire la obligativitatea pe care o au persoanele de a respecta normele igienico-sanitare destinate prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus și, totodată, să informăm persoanele și cu privire la noutățile legislative din acest punct de vedere, în special cele vizând utilizarea certificatului verde atunci când incidența este una crescută. Bineînțeles, nu se urmărește în niciun caz sancționarea persoanelor, ci doar scopul este unul pur preventiv și face apel, în primul rând, la responsabilitatea și la spiritul civic de care ar trebui să dăm dovadă fiecare în parte. Dacă polițiștii nu dau momentan sancțiuni, este posibil ca acestea să fie aplicate în perioada următoare, în funcție de incidența de îmbolnăvire cu COVID-19 pentru nerespectarea legislației în domeniu. Aceasta prevede că amenda pentru nepurtarea măștii de protecție în spații închise și pe mijloacele de transport în comun este cuprinsă între 500 și 2500 de lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din quantum în termen de 15 zile.